Au așteptat lăsarea serii să poată fura ca în Codru. Doi bărbați au fost depistați de pădurari în timp ce furau lemne din pădurea de pe raza comunei Malovăți luni seară. Indivizii au tăiat o cantitate considerabilă de material lemnos pe care au încărcat-o într-o mașină de teren, iar apoi au încercat să fugă. Pădurarii au alertat poliția pentru a-i prinde pe răufăcători, dar aceștia au reușit să scape. Doi hoți de lemne le-au dat bătăi de cap pădurarilor și polițiștilor mehedințeni ieri seară. Aceștia au început o urmărire ca în filme în pădurea de pe raza localității Malovăți, după ce un pădurar a prins doi bărbați la furat de lemne pe înserate. La data de 4 septembrie, în jurul orei 21:30, polițiștii secției de poliție rurală Izvorul Bârzii au fost sesizați de către un angajat al ocolului Silvic Șimian despre faptul că două persoane transportă material lemnos cu o mașină, iar la vederea sa, acestea au fugit într-o direcție necunoscută. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit că este vorba de un autovehicul de teren încărcat cu material lemnos, de esență Gorun, fiind identificate și două motofierăstraie. Cantitatea de material lemnos a fost predată ocolului Silvic Arondat, iar motofierăstraiele au fost ridicate de polițiști. În continuare, oamenii legii continuă cercetările pentru identificarea celor doi indivizi.